Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip de Clash Royale. Astăzi facem un videoclip extrem de nebun. Din păcate, în ultimul timp n-am 3 zile de când am postat, sau asta e a 4-a, dar practic 3, pentru că dacă postez în a 4-a, deci s-au făcut doar 3. Bun. Am pregătit eu aici, avem chestul de clan pe care îl țin de nu știu cât timp, pentru că pur și simplu mi-a fost prea lene să filmez și de-aia n-am filmat. Holy shit, hai să facem night-ul ever. Mamă, hai să luăm knights de ăștia până îl facem level. Fiți atenți, stați așa. Deschidem și chestul. Vă rog mult de tot înainte să înceapă acest, înainte să facem opening-ul și toate chestiile astea, vă rog din tot sufletul să nu ezitați să apăsați butonul de like, pentru că ajută foarte, foarte mult comunitatea, și să apăsați pe clopotul de lângă butonul de subscribe. Acum, vă rog frumos, uitați-vă lângă butonul de subscribe, e un clopot. Dacă nu i-a apăsat, apăsați-l, pentru că vă va trimite o notificare. Deci activați notificările, vă rog din suflet, pentru că vreau să facem și live stream-uri și vreau să fiți cât mai mulți pe live-uri. Bun, hai să cerem și noi niște hoci. Să deschidem clan chest. Bun. 1620 gold. Hai să vedem. Bomberi. Bun, canoane. Nu-mi trebuie, da. Barbarian hat. Mi-a dat arele deja, păcat. Fire spirit. Minioni. Și va fi o epică la final. Dark Prince. Să mă cac în ea de epică. Nu, chiar nu-mi place epică. Foarte prostă. Hai să luăm și free chesturile. Le deschidem rapid, vedem. Oricum nu pică mie legendare. Bă, avem un gigant, ce-i drept. E ok. Am uitat și o arena, zice, am uitat să vă zic. Și am văzut că s-a făcut un challenge ăsta cu vrăjitori. Vrăjitoare. Mă gândesc să fac și un live stream cu el, dar... până fac eu live stream și toate astea, mă gândeam să și intrăm un pic, nu? Pentru că totuși la nu știu câte, la 6 winner primim 3 vrăjitoare. Gen, e interesant. Plus că am înțeles că e draft sau? E draft sau e? Da, e draft. Bun, ne putem distra un pic acum că tot am deschis chestul ăla și n-avem ce să mai facem cu ele. Da. Tot n-avem ce să mai facem cu chesturile alea. Bowler. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cum merge treaba. Să sperăm că merge bine. Bun, sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să facem challenge-ul acesta? Deci avem bowler-ul. Bun, prostul nu știe că am bowler. Yeah. Nu mi-a luat prințesa. Ok. Are you ready? Gata, fiți atenți, ăsta-i push-ul. Ăsta-i push-ul de victorie. Mamă, îmi bate prințesa, asta e foarte nașpa. Dar totuși cred că putem să-i facem un tornada? Na, nu e nevoie să-i dau tornada. Încerc să-i dau turnul jos. Cred că reușim. Dacă nu mă înșel, da, cred că îl dau jos sau nu. Nu știu cât de bowler ăsta. Se pare că dă și el ceva. Hai mă, încă o bucată. Să știu că îl iau eu după. E ok. Îl iau eu după. Bun, punem o muschetăriță. Hai să vedem muschetărița asta cât de bine face față. Aparent extrem de bine. Și o să punem și un furnal. Nu-mi știu că ești atât de prost încât să te aperi la muschetăriță. Aparent nu se apără, dar... Here we go, man! Ia! Rect! Ok, a crezut el că face schemă cu mine, dar n-a făcut nimic. Și aparent nici pe aia nu mi-a omorât-o, deci e ok. Ok, mi-a dat loc, deci e ok că nu trebuie să pușez în continuare. În schimb o să... cred că îi fac asta. Ok, facem asta din spate cu un bowler. Încercăm încă un push pe partea dreaptă, vreau să-i dau două crown-uri. Trebuie să facem asta, o să simt muschetărița, nu vreau să mă grăbesc. It's not worth to hurry up. Ca să zic așa. Punem goblini. Punem și un hog. Ok. Mă așteptam la asta. Bun. Bun, i-am dat destul de bine damage-ul acolo. O să punem și o prințesă. Ok. Mamă, prințesă ca prințesă, dar trebuie să punem și muschetăriță, pentru că nu cred că îi batem ăla. Nu știu dacă îl batem. Noi îl batem, ne ajunge la turn, ceea ce este extrem de nașpa și ne dă extrem de mult damage. Hai să vedem cu furnalul nostru cât apucăm să dăm. Deocamdată nu apucăm nimic, absolut. Ok. Facem asta. Ok, facem și asta. Hai, ăla-i măi, turnul jos. Ba nu, ba nu, mamă ce ghinion am avut. Putem să-i dau turnul jos de lejer. Ok, dar am... mamă, lol, nu cred că am făcut asta. Deci nu vine să cred că am făcut asta. Mamă. Ok, e un pic de spart om, adică nu mai are șanse.
Bun. There we go. Bun, facem asta. Facem și asta și e destul de rupt. Nu mai are absolut nicio șansă. Am făcut un day destul de bun. Cu atât că eu la draft, nu știu dacă vă amintiți, nu știu dacă mă știți, dar eu nu sunt așa de bun la draft. Te rog, lasă-mă, dau 3 crown. N-apuc, că n-am damage destul. Mamă, de prost sunt. Puteam să-i dau 3 crown, dar n-am dat ca prostul. Greșeli au fost făcute, regrete au fost avute, bă. Ok, nu-i nimic. Luăm acolo de un crown chest, două. Ok, nici un join Costi, bă, lasă-mă Costi. Deci la două win-uri luăm primul witch. Hai să luăm primul witch. Let's see. Dintre astea două, mortarul, bro. Pentru că poți să pușezi cu el. Știi că la altul nu prea poți. Aș lua arrows, cred. Hai să luăm arrows. Hai să luăm goblinii. Da. Hai să luăm goblinii. Și arcașele. Ok. Cred ok, ok. Nu știu, cred că o să avem decor foarte prost. Să vedem ce mi-a dat el mie. Se pare că mi-a dat balon, ceea ce este ok. Bun, deci cred că, nu știu dacă și de aici îl nimeresc, nu, trebuie doar de aici. Bun, să fac asta, pentru că de ce nu? Și fac și asta. Și fac și asta. Ok! Nu, nu-i ajung, nu? Nu-i am ajuns cu balonul, din păcate. Oh my god, ok, ok. Mai prinde ăla? Nu mai prinde nicio bucată, dar avem Lumberjack-ul care îi dă tot, nu? Foarte ok. Bun, GG Lumberjack, mi-a plăcut de tine. Hai să punem un witch pentru a-i scoate ăștia. Că îi scoatem no problem cu witch-ul. Oh my god. M-a luat cu din astea foarte urâte, care nu-mi plac absolut deloc. Hai să-i fac cu Goblin Hat. Da, o să încerc cu un Goblin Hat. Puteam cu witch-ul, dar nu mai am. That's the problem here. Bun, e ok, omul nu prea știe ce face. Oh my god, that's not good. That's not good anymore, mate. Mate, we're fucked. Bate pe aia. N-am bătut-o. Lol. Spong, dar m-a spart pe partea aia, n-am ce să-mi fac. Nu am ce să-i pun efectiv. What the fuck, are Night Witch, ce jigos. Cum îl bat eu pe ăsta cu Night Witch? De fapt, îl bat dacă mă chinui, dar mă rog. Witch normal, ocupă-te, te rog. Bun. Bun, 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 hai să vedem. Can we push? Please? Hai să vedem dacă reușim să pușăm. Mai duce pe două deocamdată, nu pe trei. Ok, acum. Ok, clar, omul vrea să facă ceva, dar nu știe nici el ce. O să pun archers. Ok. Bun, hai să vedem. Dacă îi dau o bucată, bă. Nu cred că nu i-a dat una. Hai, frate. Ești serios cu mine? Mamă, ce jegos. Vine și cu ăla, mă. Tu vezi ce-mi dă acum. Bun, măcar îi dăm golemul, care e o țintă foarte importantă. Bun, bate-l pe ăla, te rog. Nu, ba da, e bine, e bătut. Haide. Ce face oare? Nu cred că știe ce să facă. Ba, n-am apucat, dar îi dau turnul, ok, i-am dat turnul. Bun, punem un mortar aici. Hai să vedem, punem și un dăsta aici. Punem și un Lumberjack să batem tot. Punem și pe ăștia aici să o batem pe aia, nu știu dacă o batem, repet. Hai, am bătut-o, bun, ok, good game. Good fucking game, bro. Ok, videoclipul ăsta mai are puțin timp, deci vom mai juca un match. Woo! Ok, încă o victorie în Draft Witch Challenge. Interesant, deci avem primul witch pe care acum îl colectăm. Ce mouse, am colectat primul witch. Ne mai trebuie încă vreo 17. Aoleu, frate, nu pot să joc acum, oameni buni. Ia mă câte avem. Invite to clan, poți să dai invitații. Bă, ești împit. Mă rog, hai să mai băgăm un singur match. Cred că un singur match. Vedem cât durează match-ul. Mă mănâncă urechea. Dintre astea două, cu siguranță mă duc pe graveyard. Dintre astea două, cu siguranță mă duc pe wizard. Dintre astea două, cu siguranță, nu știu ce să fac. Ok. Mă duc pe ăsta. Are doi witch, frate. Doi witch. Mamă, prințesa, pentru că îmi bate horda după. Dar și cu ăla îmi bate horda. Oare cum are counter și el?
Dar am să încerc cu coarda, nu știu, am să vedem dacă iese ceva. Dacă iese bine, dacă nu, iară bine. Bun, fiți atenți cum facem pușul ăsta. Facem asta. Nu știu dacă reușim sau ce reușim. Oh, ăla-i mă. Ia. Ai papito. Ai papito. Ai papito. Tower down, papito. În fapt nu-i chiar tower down, dar nici departe. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cum facem. Cred că nu știu cum facem. De fapt sunt trupt rău de tot. Mamă, cum fac asta? Minion horde, repede. Mi-a dat turnul. Da, n-aveam ce să-i fac efectiv. Mai are un witch, îl cred. Da, mai are un witch. Bun, dar eu îi pun Mandy după partea asta, că n-are de unde să mai aibă elixir de apărare, eu așa zic. Ori poate să... Aia tot îi dau damage, e ok. Bun, de aia 3. S-a gândit el să facă o schemă schemoasă. Să-mi dea mai mult damage, că de ce nu? Dă-i mă, cât damage vrei tu pe partea, nu mă interesează. Mamă, fă-mă, de fraier. Bine, fiți atenți. Fiți atenți, pornim pe un push pe partea dreaptă cu Wizard. Ok? Deci ascultați-mă pe mine, fiți atenți cum se joacă jocul ăsta. Bate odată rahata aia că prea mult damage dă. Bun, fiți atenți. Cum se joacă. Ok, ok. Mamă. Ok, e clar, pe partea aia nu știu cum facem. Nu știu cum facem cu PK-ul ăla. Nu mă întrebați. Eu voi încerca să-l trag. Băi, i-am dat turnul, dar... No, mi l-a dat și el lejer. Mi l-a dat lejer. Îl doare la bască pe om. Nu știam care peca. Fă-mă, mă, că îl ții ascuns de jegos. Mă bate că... Mă, îmi dă tristele. Mi-a dat tristele deja. A ținut pe cavo ascuns ca un jegos ce e bășit, ac. Ești un țăran. Eu ești ca țăran. I-aș ca bine, de fapt, dar ca idee. Bun, hai să mai băgăm încă un match. Încă două crownuri, ok, poate mai deschidem unde ăsta, cine știe. Dintre ăștia doi, sincer, aș lua pe ăsta pentru că e OP. Dintre astea două, sincer, aș lua fireball-ul. Dintre ăștia doi, sincer... Poate să-mi dea counter ușor cu gigantul. That's the thing. Witch-ul. Și dintre ultimii, Night Witch sau... Mamă, e rupere. Luăm Night Witch-ul. Night Witch e mult prea șmecher. Sparky ca Sparky. Da, dacă ai Night Witch. Nu știu, vedem cum facem acum cu Sparky ăsta. Na, cred că am cu ce să-l resetez, asta e problema. Dar încerc. Vedem cum iese. Bun, îi dăm pe partea asta, hai să vedem cum reușim. Și el tot pe partea aia, deci coincidență. Sunt chiar stranie. Bun, o să punem și un Ice Wizard. Din spate. Uite așa, să punem și goblinii ăștia în față. Mamă. Pun și eu un hat din ăsta. Bun, mi-a omorât Witch-ul, dar nu-i problemă că avem barbarii care o să scoată ăla. Bun. What the fuck? Ok, hai să vedem. Știți că Costa cred că bat. Costa cred că bat Sparky-ul. Bun, m-a spart. E ok. Cum batem noi ăsta acum? Wow, ce prost am jucat-o pe asta. Scoate ăla, te rog eu odată. Aoleo, de proști sunteți. E ok că măcar am scos pișatul amic care dă foarte mult damage. Nu știu cum îl batem noi pe ăsta. Poate la ori 2 să-l batem. Cred că la ori 2 sunt șanse, doar dacă știu să joc, dar e un deck foarte ciudat cu care eu nu prea știu. De-aia mi-e foarte frică. Bun, păi atunci îi băgăm un barbarian hut. Bun. Hai să vedem. E, mâine, tăticule, pădorește-te că nu ești foc. Mamă, cât îmi dă acolo. Ce prost am jucat. Nu cred. A, bine că te-ai dus să-i mai mori și pe aia, mă. Mă rog. Hai să vedem cum facem. Scoate-mă pe aia. Bun, bagă-l pe ăsta și du-te, tăticule, hai. Nu cred! Dă-te în gura mătii, coaie, dă-te în gura mătii. Mamă, cât de mamă, s-a pișat pe mine aici, deci m-a jucat bine rău de tot. Bun, îi scot și eu aia, dă-l în puii mei de fraier. Băgăm și noi un graveyard? Sau sal?
Scoate-l pe ăla. Scoate-l pe ăla. Hai să vedem, hai să vedem. Nu apuc să-i dau foarte mult. Fuck. Bă, de fapt i-am dat câtva. Adică a fost un damage oarecum ok. Bun, deci cam asta trebuie să fie. E enervant rău prostul ăsta al meu. Deci, uite-te știu cât de prost este Giant Skeleton ăsta. Este extrem de prost. Am scoate Night Witch-ul iară. Fireball? Mamă, n-am la ce trebuia de fapt. Pot să-i scot cu Fireball-ul. No, 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 you little bitch, no. No, you little bitch, don't do, you won't do that, bitch. Ba, graveyard. Cu ăla îmi scoate tot. Hmm, ce nașpa. Bun, trebuie să-i dăm, trebuie să-i dăm Fireball, neapărat. Bine, noi o luăm, nu? Noi o luăm încă. Trebuie să-i ținem pe ăștia la distanță. Scoate-i pe aia, scoate-i pe aia, nu! Nu, mă bate înainte. A fost un match, mamă, și puteam să-l bat. Am făcut cycle-ul ca un prost. Da, gg. Păi, vă mulțumesc mult de atenția acordată, sper v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea în clipul următor. Peace!